Fiți binecuvântați, dorim ca Dumnezeu să ne vorbească tuturor, să fie cu noi și să ne ofere cuvântul de care avem nevoie în aceste vremuri atât de tensionate. Chiar am intitulat mesajul din această dimineață, care s-a făcut deja amiază, Pe butoiul cu pulbere. Și cred că este destul de sugestiv acest titlu, pentru că oriunde te uiți există tensiune, există ceartă, există încrâncenare, există acea răzvrătire, nemulțumire și nefericire existențială care pur și simplu ne face să fim oameni neîmpliniți. Întrebarea este de ce? Și cel mai grav lucru este faptul că și creștinismul preia o travă aceasta, inclusiv în mesajele din predici, și o duce mai departe. Eu când am citit și când citesc Evangheliile, îl văd pe Domnul Hristos foarte detașat, nu inconștient, nu neancorat în realitate, dar foarte detașat spiritual și emoțional de ceea ce se întâmplă în lume. El a venit să prezinte împărăția lui Dumnezeu ca o realitate, a venit să prezinte Evanghelia ca fiind vestea bună, și când spui veste bună, care ar trebui să fie efectul? Încruntarea, nu? Când auziți o veste bună, începe să vă încruntați. Am primit o veste bună, sunt foarte fericit că am primit această veste bună, nu? Cam asta este schizofrenia mesajului creștin mai nou. Am primit o veste bună și sunt încruntat. Am primit o veste bună și sunt nefericit. Am primit o veste bună și sunt speriat, sunt terifiat de ceea ce urmează să se întâmple, sunt paralizat, nu mai pot să acționez. Asta este, din păcate, realitatea pe care începem să o trăim din ce în ce mai mult. Și întrebarea mea este, oare chiar mai predicăm vestea bună sau începem să luăm locul buletinelor de știri? Da? În continuare aș vrea să deschideți Sfânta Scriptură sau cei care sunteți familiarizați cu contextul și cu pasajul din Evanghelie, din Matei 24. Aș vrea să faceți așa un refresh, o reîmprospătare în minte. Este un capitol în care Domnul Hristos face un tablou al evenimentelor din vremea sfârșitului, arătând că vom fi pe butoiul cu pulbere, dar știți care este vestea bună de aici? Că ne învață și cum să stăm pe butoiul cu pulbere fără să sărim în aer. Asta este vestea bună a Evangheliei. Și știți care este ironia? Că noi ne oprim doar la ideea de butoi cu pulbere. Și acolo stăm pe el și mai batem și cu picioarele, poate sare ceva în aer. Însă, atitudinea aceasta este a oamenilor frustrați, neîmpliniți, care nu au înțeles absolut deloc Evanghelia și credința. În momentul în care citești evenimentele finale din Evanghelie și din Apocalipsa și ai vrea ca Dumnezeu să vină doar ca să te scape de probleme, doar ca să te scape de boli, doar ca să te scape de moarte, înseamnă că n-ai înțeles nimic de aici. Pentru că Hristos spunea, împărăția cerurilor nu vine așa ca să izbească privirile. Nu vezi zice, uite aici sau uite acolo, ci ea este în lăuntrul vostru. Și întrebarea mea este, dacă împărăția este în lăuntrul meu și al tău, cum ar trebui să arate fața noastră? Cum ar trebui să fim? Dacă împărăția este în lăuntrul meu și al tău, ar trebui să fim cei mai fericiți oameni, indiferent câte bombe aruncă americanii și Putin și ceilalți și că ne amenință cu bomba nucleară. Știți că a mai fost până în 60-70 chestia asta cu rachetele din Cuba, tot aceeași chestie, că le detonează sau nu, și a fost niște tensiuni cu Nikita Khrushchev și cu ceilalți. Au fost tensiuni pe tema asta și atunci, și acum sunt. Dar până la urmă, cine conduce lumea asta? Cine o conduce? Crede? N-ați răspuns. Foarte așa, Dumnezeu. Așa. Dumnezeu o conduce. Și dacă Dumnezeu vrea să sărim în aer, o să sărim în aer. Vine împărăția Lui mai repede pentru cei care sar în aer, nu? Dacă Dumnezeu vrea să trăim și să supraviețuim,
Vom supraviețui. Dar miza noastră nu este doar viața asta, este și viața asta. N-aș vrea să ajungem la Evanghelia nihilismului, care este destul de populară asta. Nu contează viața asta, nu contează să fii fericit aici, nu contează să fii împlinit aici, nu contează să ai realizări, nu contează nimic. Totul este dincolo. Și s-a predicat zeci de ani și eu am predicat așa, că așa am fost crescut. Dom'le, fericirea este numai dincolo. Pentru viața asta numai suferințe, necaz, lacrimi, dureri, reumatism, boli și moarte și suferință. Da, asta e. Pentru cealaltă, da, totul. Dar pentru asta numai probleme și bătăi de cap. Însă, în momentul în care schimbăm puțin optica, ne dăm seama că viața noastră începe să fie frumoasă dacă avem un alt filtru prin care o privim. Am în mână o carte foarte frumoasă, este un bestseller, Omul în căutarea sensului vieții, scrisă de Viktor Frankl, un medic psihiatru evreu care a supraviețuit la Auschwitz. Este bestseller și a ajuns la a 100-a ediție, nu știu dacă n-am mai depășit deja de atunci și de când a scris ediția asta. Vă recomand. În prima parte prezintă câteva din experiențele pe care el le-a trăit în lagările de concentrare și în a doua parte a cărții prezintă concluziile sale ca medic psihiatru și analizele, studiile lui pe care le-a făcut pe deținuți. A studiat comportamentul lor, a studiat modul în care se raportează la suferință, la durere extreme, la atrocitățile care erau acolo comise asupra lor. Și la pagina 77 spune niște lucruri foarte interesante legate de suferință, că asta ne este nouă frică de suferință, că o să vină nu știu ce și asta ne paralizează viața, existența și fericirea. Și el spune așa, privind din perspectiva aceasta, reacțiile mentale ale prizonierilor din lagăre de concentrare nu pot fi reduse la expresia condițiilor fizice și sociale. Deși lipsa somnului, a hranei, diferite surse de stres mental ar putea sugera că prizonierii erau înclinați spre anumite tipuri de răspuns, la o analiză finală devine limpede că prizonierul se transforma pe sine mai degrabă pornind de la o decizie interioară, nu doar din pricina influenței condițiilor de viață din prizonierat. Auziți ce zice omul ăsta? Oamenii se schimbau din interior, nu din cauza condițiilor grele de trai pe care ei le aveau acolo. Știți ce este foarte interesant? O să continui cu câteva gânduri foarte frumoase pe care le spun în continuare. Faptul că noi credem că fericirea noastră este condiționată din exterior. Dacă o să am salariu nu știu cât, o să fiu fericit. Dacă nu o să mai crească inflația, o să fiu fericit. Dacă nu o să mai fie amenințarea cu războiul, o să fiu fericit. Dacă. Și acest dacă, știți ce se întâmplă cu el? Nu se mai termină niciodată. Nu se mai termină niciodată. Citeam săptămâna asta o carte foarte interesantă, vă recomand, Arta subtilă a nepăsării. Și acolo autorul spune că fericirea constă în rezolvarea problemelor, nu în scăparea de probleme. Da, ați auzit bine. Fericirea stă în rezolvarea problemelor. Cu cât rezolvi mai multe probleme, ești mai eficient, te simți mai bine, ai mai multă încredere în tine, mai multă credință. Cu cât nu ai parte de suferință și de provocări, cu atât ești mai nefericit și mai frustrat. Drept dovadă că rata sinuciderilor este mult mai mare în țările dezvoltate și în țările nordice care au un PIB foarte mare și o dezvoltare economică decât în țările subdezvoltate. Duceți-vă să vedeți câte probleme au cu depresia. De ce? Pentru că oamenii ăia nu mai au probleme. Își fac probleme pentru că nu le mai au. Și duceți-vă în Africa, duceți-vă în Venezuela să vedeți cât de fericiți sunt oamenii ăia. Ai zice că n-au nicio problemă, dar faptul că se luptă cu viața să supraviețuiască le dă un sens. Și spunea mai departe Viktor Frankl, citându-l pe Dostoevski, spunea așa, un singur lucru mă înspăimântă, spunea Dostoevski, să nu mă ridic la înălțimea suferințelor mele.
Un singur lucru mă înspăimântă, să nu mă ridic la înălțimea suferințelor mele, adică să capitulez și să mă las bătut și să încep să mă plâng, să fiu o victimă. Mi-am amintit de multe ori cuvintele sale când i-am întâlnit pe martirii lagărilor, pe cei al căror comportament, suferință și moarte stau mărturie, că omul nu poate fi jefuit de libertatea lui interioară. Este cât se poate de clar. Nimic și nimeni nu-ți poate lua bucuria interioară și pacea sufletului decât dacă tu alegi lucrul ăsta. Orice s-ar întâmpla, orice ar vrea oamenii să-ți spună ca să te manipuleze, pentru că frica este cea mai bună metodă prin care îi poți manipula pe oameni. Și îi ții acolo captivi în fața ecranelor, în fața telefoanelor, să vadă ce se mai întâmplă. De ce? De frică. Însă în momentul când nu mai ai această frică, ești liber în interiorul tău. Și ucenicii au venit la Mântuitorul și au zis: Doamne, uite, vezi ce ziduri avem, noi suntem în siguranță. Dar avem o problemă cu romanii ăștia, bă, dacă ar dispărea ăștia, Doamne, am fi atâta de fericiți, spune-ne, te rog, când scăpăm de romanii ăștia? Asta era dorința lor. Așa cum este dorința adventiștilor să vină Domnul mâine ca să ne scape de probleme. Și cum apar probleme sau provocări în viața noastră, imediat le teleportăm spre venirea Domnului. Și începem mai tare, mai băgăm o doză de adrenalină, cu evenimente finale, cu semne, cu minuni, cu paratrăznete. Și hai, că vine Domnul, gata, mai avem... Măi, și mai vine un an, doi, trei. Și nu vreau să credeți că sunt necredincios. Dar după aia încep să te întreb, mă, dar ce se întâmplă? Eu mi-am epuizat viața, am trăit-o ca un frustrat, ca un nefericit, m-am bucurat de ea. Și uite că deocamdată Dumnezeu nu are în plan să facă ceva. Ce fac în cazurile astea? Și ca să ne dea leacul de frică, Domnul Hristos a făcut așa o hartă a evenimentelor și le-a spus ucenicilor că noi tot timpul vom sta pe butoi cu pulbere. Spunea Daniel că războiul va începe din perioada când puterea romană urma să atace Ierusalimul și va ține până când? Până la... sfârșit. Observați că până acum tot tensiuni sunt în zona aia. Nouă nu prea ne-a păsat că n-a venit lângă noi. Dar acum că a venit lângă noi, vai, imediat suntem disperați. Dar dacă ar fi fost războiul în Africa sau în alte zone ale lumii care nu ne afectează în mod direct, am fi stat foarte liniștiți și nu era nicio problemă. Și pe de-o parte, este normal să gândești așa. De ce? Pentru că dacă te-ai gândit la toată suferința și la toate necazurile și la toate lucrurile care se întâmplă în lume, n-ai mai putea să fii fericit. Și este normal ca să te obișnuiești cu suferința, să zici, da, ok, aici este lumea în care trăim, cu bune și cu rele, dar vedem partea bună a lor, învățăm lecțiile, nu suntem niște inconștienți să trăim numai cu capul în nori, dar viața Dumnezeu ne-a dat-o să o trăim. Și le-a spus... După ce au întrebat, spune-ne, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale? Și a zis, băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Credeți că Domnul Hristos a spus întâmplător cuvintele astea? Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Inclusiv din cei care sunt printre voi. Și a spus, uite, vor fi tot felul de războaie și vești de războaie. Au fost, sunt și vor fi. Vedeți să nu vă înspăimântați, că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam. Acum se bat două neamuri între ele. Rușii și ucrainenii sunt neamuri. E același genotip. Nu e nicio diferență între ei. Ca structură emoțională, ca structură fizică, sunt la fel. Neamuri se bat între ele. Zice Hristos, asta e, vor fi tensiuni, vor fi lupte. După aceea, să nu vă înspăimântați. O împărăție împotriva altei împărății. Împărăția Americii împotriva împărăției Rusiei. Da? Sunt două imperii care se bat, nu se bat ucrainenii cu rușii. Deci cine mai crede treaba tâmpenie asta de la știri, se înșeală amarnic. N-are nicio viziune panoramică asupra lucrurilor. Se bat americanii sau lumea occidentală cu rușii. Și vă mai spun ceva. Fără a-i ridica în slăv pe ruși, pentru că știu ce a însemnat comunismul și KGB-ul și liderii psihopați pe care i-a avut, începând cu Lenin, Stalin, cu Ejov, șeful KGB-ului din vremea lui Stalin, au fost niște criminali, niște psihopați. Nu despre asta vorbim. Însă în momentul în care rezistența din Est va cădea, va începe comunismul secolului 20.
Țineți minte treaba asta, un pic angustat în perioada pandemiei. Când Estul va cădea, și va cădea, pentru că asta spune profeția, va începe comunismul globalist despre care vorbește cartea Apocalipsei. Nu avem cum să ieșim de aici. Când se va implementa și cum, nu știu, dar știu că se va implementa. Așa că n-aș fi atât de ușor influențabil la ceea ce se vinde pe la anumite știri pe care le vedem. Deci un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurea vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Astea sunt, le trăim. Ăsta e butoiul cu pulbere. Dar ce ne mai spune Hristos, care ar trebui să ne îngrijoreze mai mult decât lucrurile astea? Știți ce ar trebui să ne îngrijoreze mai mult? Relațiile. Nu faptul că sunt anumite lucruri în jurul nostru, ci relațiile dintre noi. Hristos spunea că atunci mulți vor cădea fiind constrânși, adică alegând să se teamă de evenimentele astea, oamenii se transformă în fiare. Dacă un pic își iau, li se iau drepturile sau li se iau anumite favoruri, oamenii se transformă în fiare. Indiferent dacă au 3 facultăți sau 3 doctorate sau dacă sunt oameni de la coada sapei. Nu contează. Omul, prin alegere, se poate transforma în fiară atunci când condițiile de mediu se schimbă. Mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Și asta mă îngrijorează cel mai tare. Și mai tare decât atât mă îngrijorează faptul că facem lucrul ăsta gratuit, adică ne urâm și ne vindem unii pe alții fără să existe niciun motiv de supraviețuire. Aici este problema. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți și din pricina mulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Dragostea se va răci. Se cântă mult despre dragoste, însă nu mai există dragostea aia umană, caldă. Societatea vrea să ne transforme în cyborgi, în oamenii roboți, fără sentimente, fără acea căldură sufletească, totul să fie numai pe interes. Și Hristos spune că asta este o cauză a mulțirii fără de legi. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Ce înseamnă sfârșitul? Un potop de Evanghelie, un potop de veste bună, un potop de lumină pe care Dumnezeu vrea să îl arunce în contrast cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Uitați-vă la viața Domnului Hristos. El ilustrează cel mai bine lucrul acesta. Erau atâți dușmani în jurul lui care căutau să-l omoare, căutau să-l acuze cu ceva, să-l prindă cu o vorbă, cu ceva, cu o expresie, cu o grimasă și să-l pună pe cruce. L-ați văzut pe Hristos vreodată stresat? Din ce ați citit în Evanghelii, împovărat era uneori că oamenii nu înțelegeau chemarea lui și misiunea lui și mântuirea. Dar nu l-ați văzut niciodată stresat de ceea ce se întâmplă în jur. Că vin romanii, că măresc taxele, că se întâmplă nu știu ce. Nu, era total imun la aspectele astea. Și asta aș vrea să învățăm noi de aici. Că deși în vremea lui condițiile de trai erau mult mai rele și mai grele decât cele în care trăim noi, Hristos era senin, avea pace, avea bucurie în suflet. Și asta spune el, că Evanghelia aceasta împărăție, dacă vreți semne, va fi momentul în care va fi încrâncenare între oameni, va fi război, va fi ură și ca un contrast izbitor vine Evanghelia și spune, vine împărăția lui Dumnezeu. Voi nu trebuie să fiți prizonierii acestor simțăminte negative care vă acresc și vă fac viața imposibilă. Voi trebuie să fiți fericiți. Evanghelia aceasta a împărăției, nu tocănițe de Evanghelie și tot felul de impresii personale, nu asta este Evanghelia, ci Evanghelia este vestea bună, că am un Mântuitor, că am un Dumnezeu, care nu mă lasă și dacă voi trece prin suferințe, îmi va da și putere să trec pe acolo și că voi fi fericit. Și că orice s-ar întâmpla în viața aceasta, am și speranța vieții veșnice.
Dacă oamenii care au trecut prin suferință, prin lagăre, prin concentrare în Siberia, în Gulag, în lagările naziste, au găsit portițe să supraviețuiască și sunt unii care le-au găsit negându-L pe Dumnezeu, care și-au găsit un motiv, un sens al vieții pur și simplu din supraviețuire. Bă, sensul vieții mele este să supraviețuiesc și după aia să spun altora și să-mi fac o altă viață. N-au avut nicio treabă cu Dumnezeu. Ba chiar L-au negat în momentele acelea și au găsit portița să fie fericiți și să găsească resursele, să poată să meargă mai departe. Și întrebarea mea este, dacă noi stăm cu Scriptura în mână și suntem mai terifiați decât cei care nu cred și mai puțin motivați și mai depersonalizați și mai lipsiți de entuziasm, ce mai putem să le spunem noi oamenilor? Care-i puterea Evangheliei? Care-i impactul pe care noi l-am putea avea în viața lor? Știți care? Zero! Pentru că oamenii sunt sătui de trâncăneli. Trâncăneli 24 din 24 la televizor, peste tot numai trâncăneli. E foarte multă trâncăneală, inclusiv evanghelică. Oamenii vor să vadă altceva. Bă, ok, ai citit Biblia, cu ce te-a schimbat pe tine? Și nu cădem în capcana aia moralismului, în care facem liste cu 100 de păcate, cum să fii sfânt, cum să fii neprihănit, că de asta are grijă Dumnezeu. Atât de preocupați suntem cât de sfințe sunt și alții, să-i măsurăm din cap până în picioare, de n-ai văzut din alea. Dar nu de asta avem nevoie. Noi avem nevoie să fim fericiți. Un om fericit atrage întotdeauna prin felul lui de a fi. Ați văzut vreun om care să nu vrea să fie fericit? Asta e cea mai bună evanghelie. Când omul te-a văzut fericit, bă, ce-i cu tine, mă? Te-ai auzit că a fost cu tremur, a fost nu știu ce. Păi nu mă interesează asta, dacă a fost sau nu, că nu pot să controlez eu. De eu sunt fericit, de ce? Uite, că am putut să-mi beau ceaiul, cafeaua dimineață cu familia, să mănânc împreună, să fim împreună, uite, suntem cu prietenii, avem locuri de muncă, avem ce mânca, slavă Domnului! Și omul zice, bă, dar nu m-am gândit la treaba asta, știi? Și e schimbat viața, e schimbat cel puțin ziua sau câteva momente din viața lui. Dacă începi și tu să te plângi la fel ca el și dacă începi și tu să continui cu lista asta de nemulțumiri, a nefericirii permanente, omul zice, oh, lasă-mă în pace că n-am nevoie de din astea. Nu mai am nevoie, lasă-mă în pace. Și tocmai asta zice Hristos, da, vei sta pe un butoi cu pulbere, lumea va fierbe. Și chiar în Luca, la capitolul 21, și cu asta aș vrea să închei, pentru că nu vreau să vă obosesc, aveți scripturile, puteți să citiți și acasă. În Evanghelia după Luca, la capitolul 21, pune în contrast maxim Evanghelia și pe cei care cred în Evanghelie cu ceea ce se întâmplă în lume și cu cei care nu cred în Evanghelie. Ce spune despre cei care nu cred în Evanghelie? Că oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ. Credeți că vor fi și adventiști pentru aia? Mi-e greu să o spun, dar trebuie să o spun, că majoritatea vor fi între aia, care n-au în cap decât evenimente, scăpând din vedere Evanghelia, vestea bună, fericirea, bucuria mântuirii. Zice, da, ăștia stresați, ăștia cu tot cu diazepame și cu antistres la ei, își vor da sufletul de groază. De ce? Pentru că nu cred o boabă din Evanghelia asta. Dar, zice, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Întrebare. Dacă știi că toate aceste lucruri vorbesc despre izbăvirea ta, mai poți să fii stresat și nefericit? Numai dacă nu ești normal la cap, dacă nu funcționează ceva. Pentru că mintea normală zice, bă, urmează ceva fain. Și dacă mor în secunda 2, după aia Dumnezeu mă învie. Asta e. Vine izbăvirea! Dar noi știți ce facem? Luăm vestea bună și o transformăm într-o sperietoare. Și de asta oamenii nu vor să audă de Evanghelie. Pentru că au fost mințiți, au fost manipulați,
au fost torturați, au fost terorizați cu negativismul acesta care poartă interfața de Scriptură, de Evanghelie și de creștinism. Și e normal ca oamenii să nu mai vrea. Noi zicem că sunt nepocăiți, că n-au în dorința lor să caute pe Dumnezeu, aiurel și scuze ale oamenilor superficiali. Oamenii au nevoie de spiritualitate, oamenii au nevoie de Dumnezeu, oamenii au nevoie să fie fericiți. Dar problema este că le dăm un exemplu greșit. Ei se uită la produsul finit, la produsul final. Băi, ce a ieșit în urma Evangheliei din tine? Un om fericit sau un frustrat? Și atunci zice, păi clar că nu vreau să fiu frustrat cum ești tu. Vreau să fiu fericit. Și e normal, omul vrea să fie fericit. Este normal să-și dorească să fie fericit. Și când vor începe să se întâmple toate aceste lucruri, să vă ridicați capetele. Pentru că izbăvirea voastră se apropie. Așa că, având acest cuvânt al lui Dumnezeu, știind că lucrurile astea se vor întâmpla, știind că tot timpul lumea asta este un butoi cu pulbere, într-o parte sau într-alta, oricând poate să explodeze ceva, un conflict sau o criză economică sau o criză alimentară sau o epidemie sau toate lucrurile astea, la ce să mă mai stresez, că oricum nu pot să le coordonez eu și să le controlez. În schimb, dacă decid ca starea mea interioară să fie una bună, să fiu fericit, să mă încred în Dumnezeu, să am credință, să mă bucur de relații frumoase și să am relații cu oamenii, asta pot să controlez. Și atunci eu pot să fiu un exemplu pentru ceilalți, pot să-i ajut și pot să îi inspir prin această atitudine. Și cred că aceasta este Evanghelia pe care Dumnezeu vrea să o predicăm. Da, nu negăm, nu suntem atât de naivi să spunem, da, nu avem nicio problemă. Asta, și asta este o altă extremă, în care unii zâmbesc permanent. Dacă vă uitați pe rețelele de socializare, toți sunt fericiți acolo. Toți merg în concedii, toți posează, numai oameni fericiți, toți sunt fericiți, dar e o mare minciună. Pentru că nu ești așa tot timpul. Te duci la serviciu, te enervezi. Te duci pe stradă, eu știu, îți frânează cineva în față, te enervezi. Nu e tot timpul starea ta. Dar ne place să pozăm în ceea ce nu suntem. Însă, având această atitudine echilibrată și față de ceea ce se întâmplă, dar și față de realitatea Evangheliei, ar trebui să fim cei mai fericiți oameni. Butoiul cu pulbere este, dar vestea bună a Evangheliei este că noi putem fi fericiți în orice circunstanțe și că fericirea noastră interioară nu este determinată nici de Putin, nici de Biden, nici de Uniunea Europeană, nici de criza economică, nici de criza alimentară, ci este o decizie personală. Și punct. Și dacă asta este realitatea, hai să fim fericiți, mă, fraților. Și să fim împliniți. Și să-L iubim pe Dumnezeu. Și să nu mai cântăm simfonia asta a disperării și această simfonie neterminată a oamenilor frustrați. Dumnezeu să ne ajute să fim fericiți și să nu uităm niciodată că Evanghelia este vestea bună. Amin.